Cuvântul cu care vom conclude dimineața aceasta înainte de împărtășirea propriu-zisă de trupul și sângele Domnului este în Matei, capitolul 2, versetul 11. Matei 2, cu 11. Când au intrat în casă, au văzut pe copil cu Maria, mama lui, și s-au proșternat și i s-au închinat lui. Și deschizându-și tezaurele, i-au oferit daruri, aur și tămâie și smirnă. Amin. Gândul cu care voi sta în fața dumneavoastră în câteva minute se intitulează Ce este în casă? Ce este în casă? Întrebarea aceasta a fost adresată și în Vechiul Testament, atunci când la profetul Elisei a venit o femeie văduvă, soția unui fost profet al Domnului, și i-a spus profetului despre criza în care ea se află, soluția a venit prin această întrebare. Ce ai în casă? Ce este în casa ta? Suntem la sărbătoarea, sau cel puțin în luna sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În pasajul din Matei, Matei este singurul care prezintă istoria aceasta a magilor, ni se spune că Iisus Hristos nu mai este în staul, în grajd, sau peștera aceea care slujea de grajd în vremea nașterii lui, ci Iisus este în casă. Magii, înțelepți aceștia, care au venit probabil din Babilon, cum vă spuneam joi seara, pentru cei ce ați fost la casa Domnului, magii au intrat în casă, l-au văzut pe Iisus, pe acest copil, căruia, culmea, i-au atribuit poziție mare, de împărat, de fiul de Dumnezeu, s-au închinat în fața lui și cuvântul Domnului spune că și-au deschis visteriile, sigur, călătorind 1000 de mile din Babilon și până în Ierusalim, au trebuit să aibă cu ei provizii mari, oameni care să-i păzească, o mini armată, cămile multe, au trebuit să aibă bani să plătească taxele pe unde au trecut și iată-i că au și bani provizii ca să aducă un dar Mântuitorului Iisus Hristos, împăratului. Deci, ce este în casă? Trei lucruri aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Primul, lucrurile vor fi prezentate sub forma trei întrebări. Este Iisus în casă? Este prima întrebare. Este Iisus în casă? Observați că primul lucru pe care ei l-au observat când au intrat în casa aceasta a fost, zice, când au intrat în casă au văzut pruncul. Marea întrebare, este Iisus în casă? Trei lucruri din Sfânta Scriptură vreau să le vedem, casa în care este Iisus. Iisus este în casa care este de dată primirii de oaspeți. În casa lui Lazar, a lui Marta și Maria, Iisus găsea plăcere să se ducă, pentru că era primit cu bucurie. Aveau grijă de el, împărtășeau pâinea și mâncarea cu el. Societatea în care noi trăim a devenit parcă tot mai dificilă în această privință. E greu să primești oaspeți. E greu să primești oaspeți. Dar Iisus este într-o casă care este de dată primirii de oaspeți.
acolo îl poți găsi. Apoi Iisus este într-o casă care, în care este smerenie cu adevărat. În care este smerenie cu adevărat. Nu se duce Domnul în casa celor mândri, ca să se laude cei mândri că, bă, a fost Iisus, l-am avut și pe Iisus în casă la noi. Era un ofițer de vamă. Se numește Zacheu. Era dezavantajat de statura lui, că era scund. Ar fi vrut să aibă 1,80 m, 2 metri, dar probabil că avea 1,10 m, 1,20 m. Însă era un om influent. Era un om puternic, pentru că era un ofițer de vamă. Dorința lui mare a fost să-L vadă pe Iisus Hristos. Și omul acesta n-a ținut cont de statutul lui de ofițer de vamă, ci s-a smerit până acolo încât, ca să poată să-L vadă pe Iisus, ce a făcut? S-a urcat într-un copac, într-un dud, într-un sicamor, dacă vreți să-i spuneți biblic. Pentru că acesta este în Biblie dudul, sicamorul. S-a urcat într-un sicamor să-L vadă pe Iisus Hristos. Sigur că mulți cred că au râs de El și L-au arătat cu degetul, dar au zis ce spune Iisus Hristos. Zacheie, dă-te jos, căci astăzi ce trebuie să fac? Să intru în casa ta. Într-o casă unde este smerenie, locuiește Iisus Hristos. Acolo îl găsești. Și apoi mai este o casă, după Scriptură, în care locuiește Iisus Hristos. Deci într-o casă de dată primirii de oaspeți, într-o casă unde este smerenie cu adevărat și într-o casă unde este slujire cu adevărat. Este casa lui Simon Petru. A intrat în casa lui Simon Petru pentru că Simon este de dat slujirii, a lăsat totul și s-a dus după el și nu numai el, și soacra lui, care a fost găsită în casă. Imediat ce a fost vindecată de Domnul Iisus Hristos, ce a făcut? S-a apucat să-i slujească. Deci, mare întrebare pentru noi. Suntem aproape de sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Este Iisus în casă? Tu poți să-ți răspunzi. Tu poți să-ți răspunzi. Al doilea lucru, a doua întrebare. Este închinare în casă? O să vreau să spune cuvântul Domnului aici. S-au proșternat și i s-au închinat lui. Citesc din Fidela, de aceea vedeți că diferă de ceea ce aveți noastră în față. Este închinare în casă? În care casă este închinare? Am să vă spun în care casă este închinare. Este închinare adevărată, frați și surori, doamnelor și domnilor, în casa în care s-a renunțat la religiozitate. Puneți versetul pe ecran, Matei 2,11, și uitați-vă împreună cu mine și dumneavoastră care sunteți prezenți aici și mai ales dumneavoastră cei de la internet, pentru că prin internet ne urmăresc și alții de alte confesiuni. Și nu vreau să ofensez sentimentul nostru religios, dar vreau să vă spun, este un principiu în Biblie, țineți-l acolo, este un principiu în Biblie care noi teologii îl spunem în felul următor. Se numește principiul primei apariții. Principiul primei apariții. Ce însemnează aceasta? Însemnează că dacă un cuvânt, dacă un eveniment, dacă un lucru este prima dată menționat în Scriptură și însemnează pai, prima enunțare, prima apariție va fi semnificația pentru toată Scriptura. Acela este rezultatul. Aceea trebuie să fie interpretarea corectă în Scriptură. Dar uitați-vă aici, este prima dată în Noul Testament când se vorbește despre închinare. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și, citiți tare, și
I s-au închinat. Ce înseamnă I s-au închinat? I s-au închinat cui? Lui! Nu s-au închinat la Maria, cum faci tu astăzi. Și te rogi ca să ai revelații cum apariția lui Maria pe cer. Nu sunt aparițiile ei, sunt apariții demonice, dragul meu. Nu s-au închinat lui Iosif. Nu s-a închinat celor din casă. S-au închinat unuia singur. Unuia singur. Iisus Hristos. Este închinare în casă? Închinarea este în casa în care a renunțat la religiozitate. Și al doilea aspect, închinarea este în casa în care Iisus are prioritate. Dacă ai renunțat la religiozitate, însemnează că Iisus trebuie să aibă prioritate. Când l-au văzut pe Iisus, au căzut cu fața la pământ. Când este Iisus în casă, trebuie să fii pregătit tot timpul să te închini Lui și să-L slujești cu bucurie. Întrebare, este închinare în casă? Este Iisus prioritar sau te amăgești cu religiozitatea ta? Și trei, este jertfă sau jertfire în casă? Oamenii aceștia, înțelepții aceștia, au venit și au lăsat trei daruri mari. Aur, un dar pentru împărat. Tămâie, un dar pentru Dumnezeu, pentru că tămâia este mirodenia aceea specială care se arde în cinstea lui Dumnezeu, nu pentru oameni, pentru Dumnezeu. Și apoi este mirul sau smirna. Smirnă sau mir este unul și același lucru, este mirul sau smirna care este mirodenie pentru morți. Morți. Este pentru îmbălsămarea morților, pentru amintirea morților, este pentru conservare, pentru prezervare. Și atunci, jertfirea din casă are trei dimensiuni. Una, trebuie să fie valoroasă. Trebuie să fie aur. Nu-i dai lui Dumnezeu orice. Trebuie să fie aur. Doi, jertfirea trebuie să fie sfântă, este tămâie. Se aduce lui Dumnezeu. Darul pe care îl dai este un dar sfânt. Și trei, jertfirea pe care o faci în casă trebuie să fie nu din abundența ta. Dacă este pentru morți tămâia și smirna și de zici nu mai am nimic, trebuie să fii credincios Domnului cu darul tău, cu zeciuiala ta, cu credincioșia ta. Vă aduceți aminte pe cine a lăudat în Scriptură Domnul Iisus Hristos legat de jertfă, de dărnicie? Pe cine a lăudat? O văduvă care avea doi bani. Atât avea. Și a zis, îi dau și mor. Dar dacă îi dai lui Iisus Hristos, nu mori, trăiești. Am puțină făină și puțin un de lemn și apoi eu, care-s văduvă, și cu fiul meu murim. Nu-ți face probleme. Fă-mi întâi mie plăcinta aceea, și vei trăi pe toată vremea secetei. Tu și fiul tău și eu voi avea un loc unde să vin să mănânc, pentru că dacă întâi are Domnul prioritate în viața ta, jertfa ta trebuie să fie pe măsura priorității pe care tu te lauzi sau eu mă laud că o avem. Frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou, în această dimineață, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului, ne apropiem de cina Domnului. Întrebare, este Iisus în casă?
Este Iisus în casă? 2. Este închinare în casă? Sau religiozitate? Pentru că vă aduc aminte din nou o istorie care v-am spus-o, cred că și anul trecut, în USA Today a fost un articol. Un reporter s-a dus la mall, așa cum se face în preajma sărbătorilor, și acolo, la mall, fără să fie observat, a asistat la discuția două doamne, care se vedea că e din societatea mare, din Hollywood, că de acolo erau, în Hollywood se întâmplă ce vă povestesc, ce scria în USA Today, îmbrăcate așa la Versace, la două ace sau patru ace, cum se zice românește, și cele două doamne discutau în felul următor, una către cealaltă. Auzi tu, dragă, nu mai încape lumea de creștini ăștia, până și în Crăciun s-au amestecat. Ei, idioțenia voastră, Crăciunul e al creștinilor. Iisus Hristos este inima Crăciunului, este nașterea Lui. Nu este business-ul tău sau poziția ta înaltă, societatea. Este Iisus Hristos, este Iisus în casa ta și este Iisus în închinarea ta sau este numai religiozitate? Scoate religiozitatea afară, închină-te Lui. Și din puținul pe care zici că-l ai, fii credincios lui Dumnezeu. Adu-i un dar, un dar valoros. Adu-i un dar care să fie sfânt și un dar care, cum zicea David, să te coste. Nu vreau să aduc o jertfă lui Dumnezeu care să nu mă coste. Pe Iisus Hristos, ca să te aibă pe tine și pe mine, fii și fiice, l-a costat. Și ce l-a costat? Viața. L-a costat viața. Îi mulțumim Domnului căci în bunătatea și în înțelepciunea Lui s-a gândit și la noi. Și îi mulțumim Domnului că locuiește în casa aceasta, aici, la Emanuel. Și mulțumim Domnului că locuiește și în casele noastre. Să-L ținem în casele noastre și să-L ținem cu bucurie, pentru că merită și se cuvine. E un mare câștig să locuiești împreună cu Iisus Hristos. Nu e o pierdere, e un mare câștig. Mă rog Domnului ca acest câștig să fie al nostru, al fiecăruia. Amin.